بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتا 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 دا بتمن. Salutare și bine ai venit la un nou video aici pe canal. Este joi dimineață, după două încercări eșuate pentru că a căzut curentul în sat și în sunet de macarale și ce mai sunt pe stradă pentru că se lucrează, deschidem premiile. Avem un 16 victorii, deci gold 3. Cred, sper că avem un rank 1 și o să luăm untradeable, să luăm cât mai multe pachete. Vreau un walkout. Dar până atunci, hai să vedem ce Team of the Week avem în această săptămână. Avem un Team of the Week cum si cum sa. Se putea mai rău, se putea mai bine. Îl avem pe Bunu în poartă. Bunu care a dat gol în ultimul minut și a adus un egal Sevilliei. Un portar decențel undeva la 35.000 de coins. Îl avem pe Marquinhos ca fundaș central, un 74 pace, un 40.000 de coins, îmi place tricoul de pe el, îl avem tot ca fundaș central pus aici, dar este un RVB de fapt, îl avem pe Klaus la vreo preț de discard, cel mai probabil un preț de discard, avem și un fundaș Günther din Bundesliga, LB și el, tot fundaș lateral la un 26.000, un pace destul de bun, 89. Îl avem pe Leibold, 89 pace, LM arată decențel, undeva la maxim 30.000, aș spune. Îl avem pe Calhanoglu de la AC Milan, 84 rated, la maxim 34.000, cu puțin tras de păr, dar 40.000. Îl avem din nou pe Fekir, spaima pachetelor. Apare omul ăsta de unde nu îți vine să crezi. Undeva la maxim 20.000, un 85. Îl avem pe Gnabry ca LM, 86 pace. Cu siguranță nu poți să-l joci LM. Undeva la 100.000, între 100-120.000. Cam pe acolo se învârte. L-avem pe Andre Silva, 80 pace, 88 shooting. Nu cred că poate să fie folosit, mai ales cu acel 80 pace. Maxim, aș zice 50.000, 55.000 acum doar pentru că e puțin hype. Avem Benzema care salvează acest Team of the Week de fapt. Cred că m-a luat puțin gura pe dinainte, nu e nici cum si, nici cum sa. Este pic cam nasoluț, undeva la 300.000 acest Benzema. Îl avem pe Mertens, care arată chiar foarte folosibil, undeva la 130.000, da? Iar pe bancă se mai află Zoet, Dest, Malikonski, Trossard, Romo, Bamford, Terrier și avem și Montipo, Putkammer. De ce mă chinui să citesc așa ceva? Mai sunt pe bancă trei carduri destul de interesante. L-avem pe acest Dest cu 93 pace, 4-4 steluțe. Nu are strength, are doar 62 strength, însă are agility, are balance, are composure 75 și un defending awareness tot de 75. Cred că se duce undeva până în 60.000, am zis mult 60.000, da, 20-30.000 tras de păr. Trossard ăsta de CAM arată chiar frumos, decent, cred că n-are steluțe și asta strică, ba nu, are și el 4-4, 86, chiar arată bine, bine, bine de tot. Iar Bamford, sincer, ar fi trebuit să aibă un cald ceva mai bun, îl strică 3-3 cu siguranță, însă arată bine, are un finishing decent, nu-i de folosit la momentul jocului, dar ce să facem. Așa pe total, cred că avem maxim 4, un Marquinhos ca și high rated, un Mertens și un Gnabry sunt bineveniți. Nici nu știu, nici măcar Benzema nu cred că e folosibil din Team of the Week-ul ăsta. Din Team of the Week-ul ăsta singurul folosibil este Dest la modul cel mai serios. În rest,
foarte, foarte greu să poți folosi în momentul jocului în care ne aflăm ceva de aici. Haideți să mergem să luăm și premiile. Mergem întâi la Division Rivals. Sunt foarte, foarte curios dacă am rămas rank 1. Mergem și, cum am zis, luăm Untradeable și... Da, am rămas rank 1 și avem 2 Prime Gold Players Pack și 2 Rare Players Pack plus 2 Mega Pack-uri. Avem 6 pack-uri doar de aici. Și mergem și la Foot Champions, avem un Gold 3, Gold 3 Insane, Gold 3 Boostat, 30.000, 2 Mega Pack, un Rare Players Pack și 2 pick-uri. Avem ceva pack-uri cu jucători astăzi, ar trebui să fie un walkout, iar la primul pick îl prindem pe Trossard. Tocmai îl lăudam și ziceam că arată bine. Trossard, bine ai venit în club, chiar mă bucur, mie îmi place pick-ul ăsta. Iar în al doilea pick îl prindem pe Klaus, un 82 și un 83. Băi, aș vrea tare, tare mult să-mi pice ceva pentru a putea face 85 plus SBC-ul. Chiar aș vrea să se întâmple chestia asta. În primul Mega Pack nu avem walkout, avem un Conmebol din ăsta, un Libertadores, Bufarini în primul pachetel. Să vedem dacă se află ceva în spate. Avem un Guie, Mandanda, Payet. Ok, acel 84 chiar este de ajutor. Mergem mai departe, vreau să las toate pachetele cu jucători pe final. Hai cu Mega Pack-ul, hai cu al doilea Mega Pack, hai să fie bine. Nu este walkout, domnule, nu este walkout. Este Volant de 81, foarte slab, foarte, foarte slab. Mai avem 2 Mega Pack-uri, hai băiatul meu. Dăm din Mega Pack un walkout și după aia din Players Pack-uri și e Blanao, off. Nici măcar board, nici măcar board, îl avem din nou pe Payet Untradeable. Deci o să meargă direct la Quixel, fără doar și poate. Încă un Mega Pack, ultimul pe această tură de pack opening. Nimic din Mega Pack, cred că e board totuși. Da, Brazil, CDM de la Lazio, îl avem pe Lucas Leiva de 84. Ok, decențel, 84, decențel. Și trecem acum la pachetele doar cu jucători și le luăm pe rând. Prime Gold Player Spec, 12 goals, 6 rari. Să vedem, nu este walkout nici aici, este din nou totuși un ball down. Wales, RV, este Bale de la Tottenham, 1.83. Dacă era 85, doamne ce bine era. Ok, n-am început chiar așa de rău. Încă unul la fel. Nu e walkout nici aici, nici măcar board down, este Nemanja Matic de la United. Ultimele 3 pachete, Rare Players Pack, 12 cu 12 cu 12, fac 36 de jucători rari, un walkout se cere, un walkout măricel, un walkout pentru SBC. Nu este walkout nici aici. Avem Spania, avem RB de la Chelsea, îl avem pe Azpilicueta care este și el 84. Ok, 84, bun, hai că se poate, Încă unul, hai, penultimul rare player spec, nu pot să cred. Este Conmebol, doamne, 75, Silva, ultimul pachet pe astăzi. Bine mă, walkout, bun, Champions League se pare. Îl avem pe Mahrez, 85 Mahrez de Champions League. Ok, hai, fie. Trebuie să salvez cumva acest episod, așa că am făcut acest 85 plus upgrade, 5 jucători de 85. Îl las pe Pepe să se ducă, îl trimit și pe Mahrez pe care tocmai l-am prins. Hai să vedem dacă ne aduc ceva sorții din acest upgrade de 85 plus, ceva mare, ceva măreț, ceva foarte, foarte, foarte bun. Am mare, mare nevoie. Haideți să vedem. Am apăsat.
Am emoții, mari emoții. Este walkout. Este Courtois de 89. Ok, 89. Hai să vedem în spate ce se mai află. Courtois, Ederson, Müller și Parejo. 88, 89, 86, 87, 86, 85. Vă las pe voi să spuneți, mie mi se pare slab. Cam astea au fost și cu premiile pe azi. Foarte slab. Foarte, foarte, foarte slab. Așa ceva nu am mai văzut. Am să încerc până diseară să-mi fac niște SBC-uri, niște upgrade-uri de 81+, 83+, 82, 88. Le deschidem și ne vedem diseară pe live cu Division Rivals să începem să ne facem punctulețe, să ne pregătim de Weekend League. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la video-ul ăsta. Pe mine mă puteți găsi pe Instagram, aveți link-ul în descriere. Nu uitați de concursul amicale cu subscriberii, marțea cu subscriberii și, bineînțeles, până data viitoare, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butterman, da tu, ești Butterman. Butter, da Butterman.